Cele mai gustoase și frumoase mere au fost expuse și în acest an la Soroca, unde a avut loc Festivalul Mărului. Aici s-au adunat pomicultori din mai multe localități din nordul țării care au venit să-și promoveze producția. Din programul manifestației nu a lipsit vinul, prăjiturile din mere și muzica populară. Bine ați venit, bădicenenii, la festival! Pomicultorii spun că sunt mulțumiți de roada din acest an, doar că nu au unde să-și vândă producția. Anul ăsta roada e foarte bună, e foarte calitativă, dar piața de desfacere nu prea avem. Avem frigider de producții care vom depozita mărul și așteptăm cumpărători. Am venit la festival în anul acesta cu câteva soiuri de măr, este Goldenul, este Galamax și Riciful. Sunt mere gustoase și de înaltă calitate. În acest an, roada de mere din expoziția care o vedeți, care avem la irigare, sunt foarte frumoase. Cele care fără irigare lasă de dorit, pentru că din cauza că n-a fost ploi, nu s-au dezvoltat, au rămas urmă cu creșterea. Cum lăsăm totuși, ne pregătim de Paște, de hram, festivalul Mărului la fel, pentru că de lucru este foarte mult, dar lăsăm tot, am făcut careva bucate, ne-am pregătit, am venit să ne prezentăm. De la eveniment nu au lipsit muzica, voia bună și bucatele tradiționale, în special cele pregătite din mere. Am venit cu bucate alese, mai ales preparate cu ajutorul unui fruct foarte gustos, mărul, plăcinte cu măr, învârtită cu măr și diverse alte bucate tradiționale. Am venit cu bucate pregătite din laboratorul nostru. Avem bucate de mere, plăcinte de mere cu prune, mere împlute, avem ruladă, babă neagră. Suntem la Festivalul Mărului, care este organizat de către Consiliul Raional Soroca împreună cu Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova, cu agenții economici din teritoriu care sunt membri ai noștri, ca să scoatem în evidență producătorul de măr, un produs care este exportat de Republica Moldova. Totodată aici vom organiza și expoziția Produs de Soroca, care sunt mai multe produse care se produc aici în regiune, astfel încât să le promovăm în țară și peste hotare. Festivalul este la a 12-a ediție.